Canicula s-a instalat în România, iar temperaturile continuă să crească de la o zi la alta. Spre sfârșitul săptămânii vor fi și 40 de grade la umbră. Specialiștii ne avertizează să evităm pe cât posibil expunerea prelungită la soare în această perioadă, mai ales între orele 11 și 18. Conform Observator News, dacă nu putem să evităm ieșirile la orele de vârf, trebuie să fim foarte atenți cu ce anume ne îmbrăcăm. Suntem sfătuiți ca hainele să fie confecționate din fibre naturale, bumbac sau in, de culoare deschisă. Trebuie să purtăm pălărie și este recomandat să purtăm și ochelari de soare cu protecție UV ridicată. Hidratarea este un alt aspect important în această perioadă caniculară și trebuie să consumăm cât mai multe lichide, apă și băuturi răcoritoare la temperatura camerei, nici de cum reci. Contraindicat este consumul de băuturi alcoolice. Trebuie să fim atenți și la ce mâncăm, să evităm prăjelile și mâncărurile grase, să ne axăm mai mult pe consumul de legume și fructe. Iar dacă arșița este prea mare și visăm la o bălăceală, trebuie să facem acest lucru doar în spațiile amenajate. Canicula se extinde treptat în majoritatea regiunilor țării, temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius la umbră, iar weekendul acesta va fi cel mai fierbinte de la începutul anului. Duminică, în jumătatea de nord a țării, temperaturile vor bate ușor în retragere și pe alocuri va ploua, relatează Observator News. Într-o